Să prevezi un infart, asta nu poți să prevezi niciodată un infart. Poți, în schimb, să adopți un stil de viață sănătos. Unul care să-ți asigure șanse minime de a face un infart miocardic. Înseamnă să nu fumezi, înseamnă să nu mănânci foarte gras, înseamnă să faci sport zilnic, măcar jumătate de oră, înseamnă să dormi suficient, să nu te epuizezi muncind și din când în când să mergi la doctor și să-ți faci analize de laborator. Pentru că sunt și afecțiuni cu predominanță genetică care pot duce la un infart miocardic. Cum ar fi? Anomalii ale arterelor care hrănesc inima, cu care te poți naște. Anomalii ale metabolismului colesterolului, el fiind mare. Iar rata de infart la acest tip de pacienți este de 2-3 ori mai mare decât la un pacient care nu are colesterolul mare. Diabetul zaharat, insuficiența renală, sunt iarăși comorbidități care se adaugă și cresc rata de apariție a infartului. Un stil de viață sănătos îți asigură un grad de protecție. Dar până la final, genetica își spune cuvântul. Dacă ai o genetică bună, poți să nu faci infart și cu un stil de viață mai puțin sănătos. Anumiți oameni. Bine, asta nu înseamnă că trebuie să trăim sănătos. Controlele regulate pot fi la un medic cardiolog care să facă o electrocardiogramă și o ecografie. Paradoxul este că pacienții care fac infart nu au stenoze semnificative care să dea angină de efort. Ei au stenoze mici pe vasă care hrănesc inima, adică locuri îngustate, care nu sunt suficient de îngustate astfel încât să oprească fluxul sau să limiteze fluxul la efort. Atunci nu vor da angină. Se vor eroda în condiții de stres, de nedormit, în condiții de fumat excesiv și atunci se produce infartul. Pentru că corpul va încerca să repare locul acela și se va forma un chiar de sânge, care va bloca artera. Controlele nu văd vasele care hrănesc inima. În schimb, văd indicii. Văd colesterol mare, văd o hipertrofie a pereților inimii, semne că tensiunea e mare, că e de mult timp, văd profilul genetic și atunci pot sfătui mai bine pentru protecție. Se poate face test de efort, se merge pe bicicletă, sub monitorizare, aceste lucruri împreună te protejează mai bine de a face un infart miocardic.